Haideți să începem discuțiile de la o metaforă foarte interesantă pronunțată astăzi de domnul Deacov în Parlament, de la marfa politică. Sper că domnul Gascan nu s-a supărat. Dumneavoastră nu v-ați supărat că l-am numit așa pe colegul dumneavoastră? Nu m-a numit pe mine. Dar dacă vă numea pe dumneavoastră? Atunci reacționam. Cum? Cu o altă replică. Cu replică. Dar totuși e un coleg, domnul Gascan, sau nu? Da, este. El este coleg pentru toți noi. Este coleg pentru toți voi? Da, pentru tot Parlamentul. Astăzi Comisia Juridică a aprobat cererea dumnealui de demisie, așa, corect? Da. Deci mai este un pas și dumnealui nu mai este colegul dumneavoastră de Parlament. Eu cred că asta e o chestie mai mult formală. Deci Parlamentul nu poate să împotrivească, să nu voteze. Ori... Ei, o să vorbim un pic mai târziu dacă poate sau nu poate Parlamentul, că Parlamentul are dreptul să decide ce face în această situație. Dar întrebarea mea și curiozitatea multora dintre cei care ne privesc în acest moment este unde este domnul Gascan? Colegul dumneavoastră, firește, mă uit la dumneavoastră. M-ați întrebat pe mine? Evident. Eu din nu știu unde e domnul Gascan. Domnul Gascan este un cetățean liber să meargă unde vrea el și de câte ori vrea el. Cel mai oportun să-l întrebați pe dumneavoastră. Văd că alți cetățeni ai Republicii Moldova cunosc pe la 142 de kilometri de a treilea butuc de vie sau de vama sau nu știu cum. Eu... Dunesu, știu, dumnealui. Nu vă este curios, este colegul dumneavoastră, a trecut de tocmai pentru o stare critică, pentru un stres foarte mare. O să mă întrebați acum unii se află domnul Bătrâncea, de exemplu. Dunesu știu unii se află. Domnul Bătrâncea, noi știm că se află undeva prin Republica Moldova, undeva prin Chișinău. Da. Domnul Gascan, de ieri... Eu din câte cunosc, din ce am văzut eu, dumnealui împreună cu familia... Cum ați spus dumneavoastră, are nevoie de un pic de respiro. Ce ați văzut dumneavoastră, ce am văzut și eu. Eu nu îl urmăresc pe dumnealui să... Dar dumneavoastră l-ați văzut unul dintre ultimii, cred că, la Chișinău. Da? Ați erați în sala aceea a Parlamentului. De ce credeți că dintre ultimii? La amiază erați cu dumnealui într-o sală din Parlament, și, nu? Și din câte am văzut, dumnealui a ieșit în... Tot Facebook-ul. Deci tot Facebook-ul care are acces la pagina domnului Furculiță. Așa. Și tot Facebook-ul care are acces la pagina de Facebook a domnului Gascan, care nu este clar dacă domnul Gascan are acces la acea pagină. De ce nu este clar? Domnul Gascan, în general, noi am analizat profilul dumnealui, deci dumnealui își pune postările pe contul de Facebook. Pe pagina de Facebook erau cumva comunicatele oficiale venite din partea partidului, cele din campanie electorală. Deci stați, înțelegem că dumnealui nu prea administrează pagina ce... Eu încerc să înțeleg dumneavoastră ce... Întrebați-l pe Zuckerberg cine postează acolo. Așa o teorie de conspirație, că probabil că el, că nu el... Dar dumnealui ați văzut odată să iasă, să spună că, domnilor, este un cont fals, ori nu-l administrez eu. Dar nu este fals. Întrebarea, cine a făcut postarea pe pagina aceea de Facebook din vie? Dumneavoastră știți cine a făcut-o? Nu, dar dumneavoastră știți? Dar eu știu. Dar nu erați curios, cine l-a filmat? Dar cine l-a filmat? Eu nu eram cu dânsul. Eu pot să vă spun, când l-am văzut în Parlament... Și cum era când l-am văzut în Parlament? Era bine. Era cam trist în poză. Ei, mă rog, noi am avut așa discuții, dumnealui avea careva rezerve vis-a-vis de dezamăgiri în politică. Da, noi am discutat destul de mult ușor cu dumnealui. Dumnealui a spus că, mă rog, noi am explicat că, mă rog, dumneavoastră ați venit în Parlament exact în perioada când peste două zile noi am intrat în... De fapt, nici nu era validat mandatul, că turul 2 a fost pe 15 martie, și din data de 17, dacă nu greșesc, noi am intrat în stare de urgență. Da. Și, practic, noi ne-am oprit, știți, pe ce perioadă. Și noi am discutat foarte mult acest capitol. Că, uitați-vă, nu numai dumneavoastră nu ați făcut, nu ați lucrat. Dar el avea propria dezamăgire legată de propria activitate în politică, sau cum? Nu, asta o să-l întrebați pe dumnealui mai detaliat. Dar cum să-l întrebăm, domnul Novac? Dumneavoastră l-ați pețit, l-ați dus nu știu unde. Cine l-a pețit? Stați un clip, cine l-a pețit? Noi am avut... că l-a furat, am zis că l-ați pețit. Dar niciun fel de pețit. A fost o înțelegere cu o zi înainte că dumnealui vine. Și dumnealui asta așa a făcut, a venit. Haideți să mai vedem niște păreri. Cum credeți modul în care a
s-a comportat domnul Gațcan în ultimele zile? Cam despre la ce te duce cu gândul? Deci, în primul rând, haideți să începem cum a venit domnul Gațcan în Parlament. Are 3 sau 4 luni de când a venit. Suportul acordat în totalitate de pe SRM, toată susținerea, investițiile și tot, practic, suportul care a fost dat, a fost datorită partidului care l-a dus în Parlament. Am văzut activitatea lui fructuoasă, să zicem așa, la înghelimele. Practic nu am văzut și de ce așa am rămas cumva profund uimit de argumentele care le-au invocat, vorbind despre faptul că nu-i mulțumit, că nu-l ascultă și așa mai departe, când odată nu am văzut să iasă cu inițiativă. Ideea că dacă se ducea poate la partidul PAS sau la platforma, da, cumva și arăta manifestare sau interesul față de aceste partide, puteam cumva să înțeleg atitudinea lui, fiindcă puțin ne cunoaștem, provine dintr-un alt partid, dar văzând unde a aderat, pentru mine a fost clar. Noi în repetate rânduri am vorbit despre... Dar asta v-a mirat că s-a dus acolo? Nu m-a mirat. V-ați așteptat? Adică în sensul în care am văzut că deja au ieșit din partidul, părăsit fracțiunea Partidului Socialiștilor, deja văzând unde s-a dus, era clar și nu era de mirat, fiindcă toți cei care transfugi, cei care părăsesc la ziua de astăzi fracțiunile, 16 deputați din fracțiunea PDM care au ieșit până acum, nu s-a dus nimeni la PAS sau la platforma, da, toți s-au dus la grupul CADU sau la partidul ușor. Da. Și este evident, practicile, tacticile care sunt aplicate, care noi nu odată am vorbit de ele, iată că în sfârșit și colegii din Partidul Socialiștilor au simțit-o pe pielea lor, am văzut reacțiile care au fost lansate și în spațiu public, declarații și așa mai departe. Ceea ce îmi pare mie straniu acum, că noi nu știu cum prea mult discutăm despre că a fost sechestrat, că a fost dus. Dar credeți că nu merită în baza la niște acuzații, făcute toți de cei care vor să ascundă, de fapt, motivele reale care au dus la plecarea lui din PSRM. Haideți să facem abstracție de cei care acuză. Haideți să facem abstracție. Haideți să judecăm dincolo de aceste acuzații. Facem absolut abstracție de Candu, de Cibotaru, de cine mai este acolo. Discutăm strict despre ceea ce am văzut. Cred că pe mine puteți să mă credeți că eu nu sunt influențată nici de cum de Pro-Moldova, cel puțin au fost multe cazuri în care am criticat dur în această emisiune acest grup parlamentar. Dar mă uit eu ce s-a întâmplat în aceste zile. Domnul Gațcan anunță despre faptul că pleacă din grupul, din Partidul Socialiștilor. Pune o postare pe contul său de Facebook despre asta. Ne anunță. Următoarea zi... A pus-o el? Pe contul său știm cu siguranță că are acces el. Nu știu dacă a făcut-o el. Dar de unde știți asta? Care că este contul personal al dumnealui? Pentru că este contul personal. Îl are de mai mult timp. Îl are de mai mult timp acest cont. Ei, mai mult timp. De unde știți că el a plasat asta? Eu cred că e mai multă probabilitate, cel puțin. Mai departe. Noi vorbim probabilități, ori vorbim... Să dăm acum aprecieri la niște lucruri care ele mai că aproape sunt clare pentru toată lumea. Care? Și ce e clar? Declarația care a fost postată în spațiu rețelei de socializare, indiferent pe cui cont. Da. Este clar semnătura dânsului. Da. Postarea video care spune că e tot ok și are nevoie de timp pentru a-și reveni și pentru a-și continua activitatea lui profesională. Este informația de la serviciul frontier că a ieșit din țară. Da. Eu nu cred că suntem în anii 30 a secolului 20 sau anii 90, când lumea sfurau în port bagajul. Duceau... Și dacă suntem? Haideți, noi suntem oameni maturi. În condițiile să nu fim naivi. Vorbim de un deputat, Mariana. Vorbim de un deputat. Exact, de asta discutăm, pentru că vorbim de un deputat. Dacă tu ești un deputat care te bucuri de toate drepturile, împuternicirile și tot statutul care ți-l oferă prin lege, tu ești liber să decizi așa cum consideri, ajungând în postul vamal, la frontieră, trecând frontiera. Bine, Republica Moldova e problemă. O trecută în România. Putea sesiza organele românești. Băi, sunt sechestrați, sunt furați, sunt dus peste hotare. Domnul Ciubuc, dumneavoastră nu vi se pare ciudat? Dumnealui se duce în Parlament și brusc își închide telefonul. Noi nimeni n-am mai avut acces, nu știm. Păi noi, din momentul acela, noi nu știm. Poate nu e adevărat. De ce ziceți? Cum nu? Păi noi l-am sunat toată ziua și n-am putut da din poate are anumite frustrări. Poate omul a trecut prin anumite situații. Bun, să zicem. Are omul frustrări. Nu s-a dus pe motive de ideologie politică sau de divergență politică. Asta e evident. Fiindcă dacă se duce pe principiile astea, credeți-mă, el ieșea și revindeca drepturile și absolut nicio problemă n-ar fi fost. Nu s-a dus. Dar el s-a dus cu musca picăciulă,
Unii s-au dus, cu făcut toate declarațiile ulterior. Vedeți deja ce ciudat. El nu s-a rușinat de ceea ce a făcut că s-a dus la Promoldova. El nu s-a rușinat. Ei, dar de unde știți dumneavoastră? Din ce rezultați că nu s-a rușinat? Pentru că a apărut publicul, eu, spre exemplu, ei împreună, din a făcut cu, aceste declarații cu cel din Promoldova. Deja din spațiu mediu, pentru mine, cumva presupune că el s-a rușinat de ceea ce a făcut. Mie mi se pare pur și simplu condamnabil ce se întâmplă în Parlament. Când 16 deputați migrează dintr-o parte în alta, e foarte grav. Aici e clar că trebuie să implici Procuratura Generală. Aici să fie foarte clar. Sper că lucrează, sper că o să vină și o să ne spună, pentru că dacă Procuratura nu se implică în situația asta, o să avem încă mult timp migrări de astea dubioase. Dumneavoastră, nu vă se pare straniu, dar ce îmi plau domnul Candu, domnul Cibotare, alergau ca turbață ieri pe coridoarele Parlamentului. Și asta la modul serios, vă spun. Că aveau un deputat, fix ca și dumneavoastră. Ce aveau? Aveau o nouă achiziție, un nou deputat. E ca așa cum dumneavoastră știați, exact. Dacă regulamentul Parlamentului spune clar că un deputat ieșit dintr-o fracțiune nu are dreptul 6 luni să adere la o altă formațiune. Asta e vorba de o chestie tehnică. El, din moment ce a zis că este acolo, chiar dacă nu o să fie oficial, o să votez împreună cu dânsul.